suntem gata ca, ca să ne jertuim Pentru Domnul Isus să murim A noastră cetate nu de pe pământ Este sus în cerul cum poți să dormi noaptea liniștit când știi că cineva a murit pentru tine? Aș da banii mei, aș da benzinăriile, afacerile mele, mi-aș da funcția, numai să pot să simt și eu ce ai simțit dumneavoastră când ai cântat. Pentru că în viața mea n-am văzut un om mai fericit ca tine. Isus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit. Numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Vasile Micula este invitatul de astăzi al Vieților Transformate. Vasile Micula, în primul rând, este un cântăreț. Vasile, bine ai venit la Vieți Transformate! Mulțumesc mult! Când ai început prima dată să cânți și de ce? Pentru prima dată am cântat când aveam șapte ani în biserică. Îmi plăcea foarte mult și vedeam pe cei care cântă, îi vedeam atât de fericiți și vreau să fiu și eu așa de fericit ca ei. Ai crescut în biserica pentecostală din Ghiroda, de lângă Timișoara. Da, biserică minunată. Cum ai învățat să cânți? Am avut un frate mai mare care avea un acordion, și când a plecat în armată, mi l-a lăsat mie. Moștenire? Și, da. Eu aveam câteva mieluțe, oi, îmi plăcea să, să merg pe câmp cu ele. Îl luam, îl luam acordionul cu mine și cântam acolo mult și bine, și de multe ori oile se întorceau fără mine acasă. Te auzeau ceilalți oameni care treceau pe câmp? Da, mă auzeau. Cântam foarte tare, de mic cântam foarte tare. Și îmi place să cântare. Care au fost cele mai frumoase momente pe care ți le amintești din experiența ta de cântăreț? Când m-am simțit cel mai bine a fost... Eram într-o misiune, cântam la o margine de drum, între Hațec și Petrușani, și cântam acolo, oamenii s-au adunat în jurul meu să vadă ce se întâmplă s-au strâns în jur de vreo 300 de oameni pe lângă mine și Dumnezeu a început să mă cerceteze și pe mine și pe ei și cum trecea acel drum de la Hațeg la Petrușani, de la un timp am văzut un Mercedes, de ultimul tip cu geamul deschis, când în sus, când în jos, vrea să audă ce se întâmplă acolo, ce se cântă. Până la urmă au oprit mașina, din mașină cu borul un domn bine îmbrăcat și a venit și a ascultat tot programul care l-am făcut noi acolo. Când a fost gata programul, vine la mine și mă întreabă, zice, domnule dumneata, știi cine sunt eu? Și a zis, nu știu, el mirat, cum, n-ai auzit de mine, toată lumea mă știe, n-am auzit. Și el îmi spune, sunt cel mai bogat om din județul Hunedoara. Și începe să spună, benzinării, magazine, afaceri. Pe deasupra îmi spune, sunt și parlamentar în Parlamentul României. M-a speriat că te-am auzit care și ce este, dar a zis acest om, m-am uitat la tine când ai cântat, aș da tot ce am aș da banii mei, aș da benzinăriile, afacerile mele, mi-aș da funcția, numai să pot să simt și eu ce ai simțit dumneata când ai cântat, pentru că în viața mea n-am văzut un om mai fericit ca tine. Atunci am început să plâng de bucurie și am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut cel mai bogat om din lume. Și noi suntem cei mai bogați oameni din lume, nu pentru că avem ceva, ci pentru că suntem cineva. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare bogăție care poate să o aibă un om. Să fie copilul lui Dumnezeu. Cum ai ajuns tu să fii copil al lui Dumnezeu? Pentru că nu te-ai născut, cu siguranță, la fel cum cineva, spuneam și altădată, cineva care se naște într-un graj nu este cal sau se naște într-un garaj nu este mașină. Cum ai devenit tu copil al lui Dumnezeu, creștin? Așa cum am spus, am crescut într-o biserică bună, cu tradiții muzicale în Ghiroda, dar știți cum este că Dumnezeu formează, diavolul deformează dar Dumnezeu transformă, Domnul Iisus transformă. Eu am avut nevoie de transformarea aceasta. La 19 ani, atunci când am înțeles că sunt un păcătos, cu toate că n-am omorât pe nimeni, cu toate că n-am furat de la nimeni nimic, atunci eram într-o biserică mică din moșnița veche, când un om predica acolo și spunea cum poți să dormi noaptea liniștit când știi că cineva a murit pentru tine. Atunci am apus pe gânduri, chiar mi se părea că se uită la mine omul acesta și îmi spune mie. Atunci m-a ridicat în picioare și am zis: Eu nu vreau să plec de aici fără Isus. Eu am înțeles că a murit pentru mine și nu mai vreau să dorm o noapte fără el. Și mulțumesc că de atunci în fiecare noapte vechează lângă mine. Și sunt aici nu pentru că sunt un om sănătos, nu pentru că eu am picioare bune, nu pentru că eu uh, am viață, ci pentru că Dumnezeu are milă de mine și mulțumesc pentru că a avut milă de mine. Așa cum am spus, la 19 ani, când m-am hotărât să mă întorc școala unde am fost, am făcut liceul la alimentar, de meserie, sunt morar brutar și patiser și când am luat această decizie să mă întorc la Dumnezeu, m-a chemat secretarul de partid care era pe școală și mi-a spus ce se întâmplă cu tine. Și am zis ce să se întâmple l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, vreau să mă pocăiesc. Dar ce viitor ai tu dacă te pocăiești? Ai o voce frumoasă, ai putea să cânți în orice ansamblu din țara asta, știi să cânți la acordeon. eram acolo în școală, toată lumea mă știa, mă punea să cânt, le cântam de la biserică, le cânteam tot felul de muzică care o cântam atunci. Și oamenii toți mă încurajau și spuneau, ai să fii cineva dacă asculți de noi. Și m-a întrebat, ce viitor ai tu dacă te pocăiești? pot să vorbesc la ansamblu, să te duc acolo, să, să fii cineva în lumea aceasta. Și m-am uitat la el și am zis, tovarășul, vreau să spun că cel mai frumos viitor din lume mi-l oferă pocăința. Pot să merg să cânt o lună, un an, 60 de ani sau pot să nici n-apuc să cânt doar o zi sau două și rămân mut sau mor și gata viitorul meu. Dar vreau să spun că viitorul nici n-a început pentru mine, asta vă spun acum după atâția ani de când l-am primit pe Domnul, sunt de aproape 20 de ani, viitorul meu nici a în început încă pentru că am un viitor veșnic împreună cu Isus Hristos. Asta este ce îți oferă pocăința. Fraților, credința noastră s-o păzim de pe drumul păcii să nu rătăcim, de pe calea dreaptă să nu dăm înapoi facă lumea ce-o vrea să facă dacă ca să ne cerpim Pentru Domnul Iisus să murim A noastră cetate nu-i de pe pământ Este sus în cerul, e la Tatăl Sfânt A noastră cetate nu-i de pe pământ Este sus în cerul, e la Tatăl E adevărat că eram, eram copil și uh, mama, mama mea, cântă foarte mult. Cânta foarte mult, se scula în fiecare dimineață pe la ora 5 și mergea în grădină și cânta vecinii, le plăcea la unii, la alții nu le plăcea, dar mama ieșea și cânta și lăuda pe Domnul acolo, cum spune în salmul 95, să facem să răsune cântări în cinstea lui. Și am învățat de la mama acest obicei să cânt. Uh, îmi place să cânt, mă simt cel mai fericit om din lume să cânt. Și mama a învățat de mic că eu trebuie să-L iubesc pe Iisus, că tot ceea ce am, o bucată de pâine, ce mă hrănesc eu, este de la Domnul Iisus. Și când m-am dus la școală, profesorii, învățătorii, nu întreba cine jură, cine sparge, cine fură. Primul lucru care întreba acolo, cine este pocăit? Eram singurul din clasă, mă ridicam și spuneau, eu sunt pocăit se uita la mine cu dispreț și spunea, nu mă proști, mai cred în Dumnezeu. M-a pus în ultima bancă, mă uitam la ei cu milă, ei se uita la mine cu dispreț, eu la șase, șapte ani mă uitam cu ei la milă și, mă, cu milă și mă gândeam în mintea mea, multă minte ai, tovarășa, dar nu toată e bună. Eram copil, dar îl iubeam pe Domnul. Și n-am avut coleg de bancă, nimeni nu vrea să stea lângă mine. M-am dus acasă, m-am uitat în oglindă, am văzut că nu sunt atât de urât. Erau alții mai urâți ca mine și aveau un coleg de bancă. Și mă întrebam, Doamne, de ce n-am și eu coleg? Eram atât de supărat. At în acești ani, în 4-5 ani cât am stat în școala generală, n-am avut un coleg de bancă. Era colegul tău de bancă, era acolo, era domnul Isus. Stați să vă spun, eram, eram într-o biserică la 12 ani, când un, un frate vorbea din cuvântul Domnului și. A zis, poate ești tânăr și spui că n-ai coleg de bancă, dar colegul tău de bancă este Isus Hristos. Să nu mai spui la nimeni că ești, singur în bancă, pentru că cu tine în bancă stă Domnul Isus Hristos. Atunci am înțeles și dacă mai venea cineva să mă întrebe, cu cine stai în bancă? Eu stau cu Domnul Isus, uita la mine și plecau, nu știa ce să creadă. Sunt, sunt extraordinare aceste experiențe, aceste trăiri din plin cu Domnul Isus Hristos, cu cel care este Colegul nostru de bancă, cel care este Amin. prietenul nostru, iubitul nostru, mântuitorul, Domnul nostru. De meserie, ești morar brutar. Și patiser. Și patiser, și. Știi să dai oamenilor pâine, Amin. cu toate că probabil de mult n-ai mai practicat această meserie. Dar cel mai frumos lucru este că le vorbești oamenilor despre pâinea vieții, despre Domnul Isus Hristos. Așa. De câți ani lucrezi pentru Dumnezeu? De câți ani mergi să cânți în diferite biserici, sau pe marginea drumului, sau în centru, sau în gară, sau oriunde? Și care au fost uh, momentele deosebite din această perioadă? Am atâtea motive să-l aud pe Dumnezeu. Când, de la 19 ani, atunci m-am -am, -am întors la Domnul cu adevărat. Atunci am făcut un legământ cu el și. Din de... 1987. 87. Și a trecut atâți ani, am avut atâtea experiențe. Am cântat în armată, au venit și au întrebat cine știe să cânte aici. Dintre toți câți am fost acolo, toți care s-au găsit să cânte erau pucăiți. Și am, am cântat o cântare atunci, o cântare de mamă. Ați făcut în armată un cor de pocăiți? -ă, un grup folk. Eram cinci. Eu eram solistul. Și am cântat o cântare de mamă Și atunci a, a, era o cântare făcută de, de, un creștin Și am văzut cum toată sala plângea Și mi-a dat 70 de puncte din 70 posibile Ei m-au încurajat pe mai departe să laud pe Domnul Nu ne este frică nouă de dușman Mergem cu îndrăzneală în înspre cana Credința noastră sta bun neclintit Cu Avram și Iacob, șaină și lui părinț Suntem ca așa cum am spus, de 19 ani, dar mai mult de 90 ani când nu fac altceva decât să laud pe Domnul. Am gândat în Oltenia, cânt în Oltenia, așa cum ai spus, am gândat în gară, în centru, în Timișoara, când le spuneau că este un blond cu acordionul în mână care face gălăgie în centru, eu am fost acela, am gândit cam un an jumate în, în centru, în Timișoara, am cântat un an și ceva în gară din Timișoara, aș mai fi cântat, dar m-a oprit. Țin minte, într-o seară a venit poliția și a zis, nu mai cânți aici, eram în, centru în centrul Timișoara. Și am zis, pe păi unde să mă duc? Și a zis, du-te în gară, ai acolo locomotive, ai trenul, poți să urli cât vrei. Mai erau și alte religii pe acolo, Bahaula, Crâșna, nu știu ce. Și a zis, da, pe ei nu-i vedeți că și ei cântă, de ce numai pe mine mă opriți? Ce ei nu cântă așa tare ca tine. Eu cântam cel mai tare în centru. Și m-am dus în gara în Timișoara și am început să cânt acolo. Chiar m-a păreclit cineva și a râs de mine și a zis tu ești păstorul boschetarilor din Timișoara. Și ei aveau nevoie de cineva care să le cânte. Erau adunați în jurul meu, multă lume venea acolo să mă asculte și după un an și ceva și acolo. Este o cântare care mie îmi place foarte mult să o cânt și o cântă bisericile, cântă ca Dar cum să cânt? Tot iadul cânt. cânți tu să se înfioare pe mine m-a pus pe gânduri această cântare. Cum să cânt așa de tare, să cânt, cum pot să cânt ca tot iadul să se înfioare. Și mi-aduc aminte de un frate mai în vârstă care mi-a spus, Vasile, când cânt din toată inima, cântarea ta e periculoasă. Și am zis, de ce să fie periculos o cântare? O... Periculos este să bași degetele în priză sau să te calci o mașină, să te neci, dar o cântare de ce să fie periculoasă? Și el mi-a spus, atunci când cânți din toată inima, Dumnezeu se mișcă în biserică. Și este un salm care spune, când Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc. Pavel și Sila erau în temnița din Filip. Eu, dacă eram cu picioarele în butuci, mâinile în lanțuri, poate aș fi cântat o cântare de jale, m-am săturat de lumea asta sau, eu știu, nu mai pot, nu mai rezist, dar ei dau pe Domnul. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a ridicat în picioare lanțurile și butucii au căzut de jos de pe ei. A venit poliția în, în gară și a zis, nu mai cânți aici mi-a luat acordionul, și să vedem cu ce mai cânt. Am cântat fără acordeon, am cântat ca un popă de frumos acolo. Lumea s-a adunat în jurul meu mai mult, tot mai mult veneau și m-au luat și pe mine la TV, mi-a dat o găleată, mi-a dat o... TV înseamnă Poliția Transport Feroviar, erau cei mai răi în timpul ăla. Și m-au dat o găleată, un teu, apă și m-au băgat la toaletă la ei să spăl pe jos. Și M-am dus acolo, am început să spăl Spălai cântând Da, dar când am văzut ce ecou era în toaleta Iar am început să cânt Și zis, cum facem cu asta? Le-am zis că orice s-ar întâmpla Dacă m-ați spune să spăl și calea ferată până în București Eu nu mă las de cântat M-au văzut așa de hotărât N-aveau ce să mai facă uh, Am motive, cum am spus, să laud pe Dumnezeu Eram în Oltenia Mergeam, căutam o biserică Eram pentru prima dată Mergeam cu acordeonul în spate și întrebam unde este biserica pocăiților aici lumea nu știa să spun unde este. Până la urmă am întâlnit un tânăr, înalt, frumos și sănătos, de vreo 21 de ani, care a știut unde e biserica, dar m-a întrebat ce faceți voi acolo. Și am zis, Vinu și tu să vezi ce să fac eu la voi. Vino să mulțumești lui Dumnezeu. Am stat cu mulți oameni de vorbă, dar n-am auzit pe nimeni să spună ce mi-a spus acel tânăr. Mi-a spus așa de așa de, de, simplu și de relaxat, zice, eu n-am nevoie să mulțumesc, n-am de ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi, am spus atunci, am acasă sunt tată care n are picioare. Ce bine este să stai picioare. În fiecare dimineață să te scoli, să te pui pe genunchi, să mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat picioare. Înainte să mă arătat tatăl meu cu vreo trei luni, mi-a spus, aș mai dori un singur lucru pe pământ, mi-a spus, aș mai vrea să pot să merg odată de sculți prin iarbă. Ce minune să poți să mergi de sculți. Nu-i bai că n-ai pantofi, nu-i bai că n-ai, eu știu, cele mai frumoase haine, dar poți să mergi de, pot să mergi de sculți prin iarbă. Apoi am mai spus acelui tânăr, mai am o soră, de 37 de ani avea un sora mea, care de șapte ani este o arbă. Nu de mult sora mea a fost la mine și mi-a spus, Vasile, pe unde te duci, spune la frate să se roage pentru mine, să mai îmi dea Dumnezeu măcar încă un minut să mai văd. Și am zis, de ce numai un minut? Mi-a spus, Aș mai vrea să-mi văd odată fetița. În fiecare dimineață mă scol din patul meu, merg spre camera ei, o iau în brațe, o strâng în brațe, pun mâna pe ea, o sărut, dar nu o văd. Ce mare minune să poți să să-ți vezi copilul. Am de ce să-l aud pe Dumnezeu. Cineva mi-a spus, zice Vasile, când te-am văzut cum cânți așa de bucuros, am zis că ești cel mai fericit om din lume. Dar acum nu pot să mai spun lucrul acesta. Și am zis, da, de ce? Eu sunt cel mai fericit om din lume. După ce ți-am cunoscut familia, ai tată handicapat, sora handicapată, cum mai pot să cânt? Și am zis, chiar dacă n-aș avea mâini, picioare, chiar dacă n-aș avea ochi, Dumnezeu merită să-L laud pentru că mi-a salvat sufletul. Asta e cea mai mare bogăție, cea mai mare motivare, să-L laud pe Dumnezeu pentru că m-a mântuit. Ce a zis acel tânăr după ce ai spus toate aceste lucruri? De obicei, de obicei oamenii nu reacționează, se uită cu dispreț la tine și pleacă. Dar cred că într-o zi poate acest cuvânt l-a atins. Pe mulți i-a atins cuvintele acestea, că avem de ce să lăudăm pe Dumnezeu. Și suntem datori lui Dumnezeu. Dacă, dacă vă pot să mai spun o mărturie, eu merg mult în misiune. Asta îmi place să fac cel mai mult. Eu sunt foarte vesel, pentru că Salmi spune, haide să-L lăudăm cu veselie pe Domnul și mie mi îmi place să fiu vesel. Chiar dacă am probleme, chiar dacă am necazuri, chiar dacă prima dată, la prima cântare, am plecat de multe ori, am avut probleme, necazuri, durere și când m-am ridicat în picioare, pe fața mea nu s-a văzut tristețe, s-a văzut bucurie. Chiar dacă în sufletul meu eram încă trist, dar pe fața am arătat bucurie. Dar după prima cântare ce am cântat-o, și în sufletul meu a fost bucurie Pentru că atunci când lauzi pe Domnul Se schimbă ceva în tine Dumnezeu te binecuvintează cu bucurie Și pe fața mea se vede bucuria aceasta când cânt Cântam odată în biserica din și Biserica Ghețimani Am fost și dimineața și seara în acea biserică Am cântat acolo Și după ce am ieșit din biserică seara Plin de bucurie Cum, cum a fost toată biserica Am cântat și am lăudat pe Domnul mi-am pus acordionul pe bancheta din spate a mașinii și am luat-o spre, am luat spre Timișoara. La ieșire din Caransebeș mă așteaptă poliția. Mă oprește, se uită la mine, se uită la acordion. Eu bucuros, vesel cum am fost, spune la colegul lui Gheorghiță, adă fiola. Și m-a pus să suflu în fiolă. Eu am zis, domnule, nu sunt beat, nu se poate, dumneata ai băut ceva. Se vede pe fața ta că ai băut. Dom'le, n-am băut nimica, eu sunt pocăit, las că am auzit eu de asta, zici să te scapi. Și mă pune să suflu în fiolă, am suflat în fiolă, nu s-a întâmplat nimic cu ea. Ce domnule, nu se poate, pe fața dumitale am fost sigur că ai băut ceva. Zic, eu sunt mântuit, de asta sunt bucuros. Ce înseamnă mântuit? Dumnezeu m-a salvat, m-a iertat păcatele și de asta te bucur, de asta mă bucur. Nici mai adă unul. fiolă. M-a pus să suflu și în a doua fiolă. M-am amețit, atât am, am suflat și în a doua fiolă. Când a văzut că nu are ce să facă, nu s-a întâmplat nimic, să uite la mine și spune, știi ceva, nu ești beat, dar nici normal nu ești. Și am zis, ba, sunt normal, asta este starea normală care trebuie să aibă un om să se bucure de prezența lui Dumnezeu, să se bucure că Dumnezeu l-a mântuit. Iar de ne va închide, ca pe Daniel, ne va scăpa Domnul nostru Emanuel. Din orice încercare, Care el va fi cu noi. Suntem gata ca să ne șerpim pentru Domnul Isus să murim. A noastră cetate nu de pe pământ, este sincerul, el a Tatăl Sfânt. A noastră citate, nu-i de pe Vreau să spun că Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Sunt oameni atâți oameni dezamăgiți de prietenii lor, alții de echipa de fotbal care nu joacă bine. Vreau să spun că niciodată nu sunt dezamăgit de Domnul Isus. Niciodată. Vasile, nu avem timp pentru episodul de astăzi să continuăm aceste interesante și frumoase istorii din viața ta. Te-aș invita pentru episodul următor al vieților transformate. Cu bucurie! Stimați ascultători, tot ce ați auzit astăzi, muzică în cadrul emisiunii Vies Transformate a fost interpretată de Vasile Micula, invitatul nostru. Vă așteptăm și data viitoare la continuarea interviului cu Vasile Micula. Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Sus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate!